bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii din Viața Romilor. Continuăm astăzi seria dezbaterilor dedicate educației și ne oprim asupra unei forme de învățământ cu tradiție, școala profesională. Gabriel Zorzini, director al liceului UCECOM Spiru Haret, vine în platoul emisiunii noastre. La un ceai cu rom acesta ne dezvăluie standardele învățământului profesional, noutățile legislative și avantajele pe care le oferă tinerilor școala de meserii. Unde, cum și în ce condiții se pregătesc astăzi adolescenții pentru meseria de mâine, ce beneficii financiare de studiu și oportunități de angajare au aceștia, vedem imediat într-un material realizat de echipa noastră. La final de emisiune, vă așteaptă o repriză de muzică lăutărească numai bună pentru o zi de sâmbătă, imediat la Din Viața Romilor. Bună dimineața, dragi prieteni, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Din Viața Romilor. Continuăm periplul emisiunilor noastre despre educație. Astăzi, alături de mine, se află domnul Gabriel Zorzini, directorul liceului UCECOM Spiru Haret. Bună dimineața și bine ați venit, domnule director. Bună dimineața și bine v-am găsit. Domnule director, spuneți-mi ce înseamnă, de fapt, acest învățământ profesional? Pentru că foarte multă lume nu știe. Da, așa este, aveți dreptate, încă, din păcate, multă lume nu știe despre reînființarea acestui învățământ profesional, care a căpătat noi valențe prin faptul că acum se numește și dual, învățământ profesional dual. Lucru, ce înseamnă de fapt acest învățământ dual? Înseamnă că copiii tineri care vin la această formă de școlarizare vor face instruirea teoretică în școală, iar instruirea practică la potențialii angajatori, la cei care au nevoie de ei, ca și muncitori calificați. Nevoie care este enormă, e o cerere pe piață extraordinară. Din păcate, sunt încă puțini copii care vin spre meserie, indiferent de domeniul despre care vorbim, lucru care în parte se datorează și lipsei informației la momentul acesta. La fel de adevărat este că și prejudecata că acest învățământ profesional n-ar fi cel mai potrivit pentru copilul meu. Eu ca părinte mă gândesc și greșit gândesc de multe ori, copilul meu fără o facultate nu se realizează. Fals. Total fals. De ce? Pentru că un absolvent de învățământ profesional poate să-și continue studiile, deci parcursul academic terminând un liceu la sera, la fără frecvență sau chiar și la zi, după care poate face sigur și orice facultate își dorește, cu condiția să ia bacalaureatul. La ora aceasta, vă spuneam, cererea e extraordinară din partea agențiilor economici, pe domeniul hotelier, pe domeniul auto, chiar și pe domeniul estetic, în general pe servicii. Servicii care ar trebui cei care practică aceste meserii să formeze clasa de mijloc. Tot vorbim de clasa de mijloc, care la noi, nu spun că nu există, dar e în stadiu incipient. Asta ar fi realizarea care ne-ar putea situa în rândul țărilor dezvoltate. Deocamdată nu putem discuta de lucrul acesta, din păcate. Trebuie să lucrăm mult cu părinții, cred. Părinții trebuie să-și orienteze copiii spre acest tip de învățământ. E prejudecata asta, da, copilul meu nu e prost să facă o școală profesională. Nu există copii proști. Există copii cu înclinații spre parte practică și pe aceștia așteptăm noi și copii care au o altă orientare. Deci avem nevoie și de filozof, spunea domnul Băsescu, dar și mai mare nevoie avem de tinichigici, de ospătari și de mecanici auto. Și de instalatori. Așa e. Sunt foarte, cum a zis și noastră, sunt foarte multe cereri în acest domeniu, dar din păcate nu sunt absolvenți care să se... Da, nu, deci cererea depășește oferta. Oferta de peste 100 de ori. Asta o spun din propria experiență, pentru că și eu am căutat croitorese, de exemplu, și nu am găsit.
Da. E cerere foarte mare de croitorese pe piață și ele nu sunt. Spuneți-mi, în ce constă oferta dumneavoastră educațională de la acest liceu, UCECOM, și spuneți-ne care sunt condițiile de înscriere și în ce constau cursurile? Da, vedeți dumneavoastră, există o rețea a școlilor UCECOM de 60 de ani. Suntem 11 asemenea școli în țară, mari școli, care pregătim în diverse calificări, toate cerute pe piața muncii. Și mai important de atât este faptul că suntem și acreditați pe aceste calificări profesionale. Absolvenții noștri pot lucra atât în țară, cât și în orice țară de unde vreți dumneavoastră. Avem în America, în Ungaria, în Spania, în Anglia, Franța, avem contracte pentru angajarea acestor tineri. Deci pentru ce meserie ar putea să opteze tinerii? Hai să vorbim de colegiul din București. Din București, da. La București avem pe domeniul turism și alimentație ospătari și bucătari. Pe domeniul auto avem mecanici auto, tinichigii vopsitori auto, maestri electromecanici auto. Pe domeniul estetic avem frizeri, coafor stilist, tehnician masor, cosmetician. Pe domeniul opticii, optica medicală, avem optician și tehnician optometrist, sunt cei care țin locul medicilor în centrele de optică. Uh-huh. Aceștia trebuie să fie absolvenți de liceu, cum sta fără diplomă de bacalaureat. De asemenea, am acreditat anul acesta și școala de asistenți medicali, unde cererea e foarte mare, avem contracte foarte avantajoase, atât în țară cât și în străinătate. Vă spun, un absolvent al unei școli UCECOM este angajat 95% înainte de a termina școala. Ce înseamnă acest lucru? Adică ei încă din... Vă spun, ei încă de la începerea școlii, practicând acest sistem dual de pregătire, noi trimitem să-și efectueze stagiile de instruire practică la cei angajatori care au lipsă de forță de muncă pe domeniul respectiv. Aceștia, pentru a-i face să rămână la dânsi și la terminarea școlii, se poartă foarte frumos. În ce constă acest comportament? Le dau burse suplimentare. Deci copiii aceștia primesc odată o bursă de la guvern, echivalentul a 200 de lei aproximativ pe lună, și o bursă de la agentul economic cel puțin egală cu cea de la guvern, acordată de guvern. Mai mult de atât, cei care au împlinit 16 ani, cu acordul părinților, pot să fie angajați pe 4-6 ore pe zi și primesc salariu. A, deci pe lângă cele două burse, care, mă rog, nu sunt foarte mari, dar sunt acolo niște sunt bănuți, motivante. Mai pot fi angajați, da? Și chiar sunt. Și sunt angajați și primesc un salariu, nu? Corect. Minimul pe economie, cel puțin. Asta încă din primul an? Din al doilea. Din al doilea. Cumva e un fel de practică plătită, nu? Da. Chiar așa. Iată câte avantaje sunt, sincer, nici eu nu știam lucrul ăsta și cred că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc nu cunosc aceste aspecte. Cu toate că deja anul școlar a început și la dumneavoastră, că începe deodată cu... Ca peste tot. Ce vreau să vă spun, cu aprobarea inspectoratului școlar, încă se mai pot face înscrieri. Sunt copii, de fapt, familii care nu s-au orientat în timp util sau sunt copii partizați prin repartiția aceea computerizată și se trezesc într-o școală în care nu-și regăsesc vocația sau nu fac față. Se poate întâmpla și acest lucru. Și atunci se pot reorienta spre o școală profesională, UCECOM sau o altă școală. Sunt destule în București. Adică înscrierile se mai pot face și acum, în momentul... Și acum, în mod excepțional, cu avizul inspectoratului școlar. Dar se mai pot face. Pentru că acești copii, ce urmărim toți? Societatea, ce ar trebui să fac? Să nu rămână copii neșcolarizați, să reducem cât putem abandonul școlar, care, din păcate, e foarte mare la ora asta. Așa este. Spuneți-mi, vă rog, cum se desfășoară examenele? Adică un copil, dacă acum se uită la noi și vrea să se orienteze spre spre acest liceu, adică în ce constă exact? Ce trebuie să facă? Haideți să vă spun condițiile de acces la o școală profesională. Ele nu sunt absolut deloc dure, sunt la îndemâna oricui. Deci orice absolvent de 8 clase sau de liceu sau de facultate
Dacă nu am plinit 26 de ani, poate urma cursurile unei școli profesionale. Deci, de 2 ani de zile s-a mărit limita de vârstă până la 26 de ani, tocmai pentru că există foarte mulți tineri șomeri. Foarte mulți. E cumva un paradox aici, domnule Zorzini. Știți, foarte mulți, din ce cunosc eu oameni, așa, și cu care stau de vorbă, sunt foarte mulți absolvenți de facultate, da, cu o diplomă, poate chiar masteranți, da, care nu au un loc de muncă. De ce oare acești oameni nu se reorientează sau de ce nu există? Nu, trăim într-o lume foarte ciudată, adică prefer să stau acasă cu o diplomă de licență, da, de la o oarecare facultate, decât să mă duc să-mi câștig un ban și să-mi fac o meserie. Ce se întâmplă, domnule Zorzini? Ce se întâmplă în capul oamenilor? De curând am avut, având și centre de calificare profesională pe lângă cele 11 școli, am avut plăcuta surpriză să facem un curs de croitor, ce spuneați dumneavoastră, cu 7 domnișoare licențiate. Una dintre ele chiar dublu licențiată, cu o licență în Anglia. Și sigur că mi-a strânit curiozitatea, am chemat-o și, bă, ești frumușică, ești dublu licențiată, de ce faci tu cursul ăsta? Zice, păi vreau să-mi deschid o firmă de design în Dubai. Dar pentru asta trebuie eu să cunosc meseria. Da. Deci aveți și asemenea cazuri, ca să zic așa. Iar anul acesta avem deja 2 absolvenți de facultate care s-au înscris la școala profesională. Și în ce domeniu? Unde? La ce? Pe domeniul auto. Auto. Da. Trebuie să vorbim și foarte important sunt partenerii de practică la asemenea școli profesionale. Noi, de exemplu, avem parterial, aș numi strategic, pe domeniul auto, firmă care 100% e angajată. Le dau acele burse, acele salarii. Copiii sunt mulțumiți, familiile sunt mulțumite pentru că într-o școală profesională, de regulă, nu vin copii din familii cu venituri substanțiale, semnificative. De regulă, la aceste școli vin copii din familii nevoiașe, din mediul defavorizat, care cuprinde foarte multe categorii de tineri, din păcate. Ori aceste burse, și cea profesională și cea acordată de angajator, suplimentează veniturile familiei, ba chiar îi ajută să supraviețuiască. Și cumva să că și... e vorba de supraviețuire la foarte multe familii. Spuneți-mi dacă aveți elevi romi. Avem și proporția lor este undeva la 20-25% dintre elevii noștri. La 1400 de elevi facem un simplu calcul, sunt vreo 400. Și care elevi, sunt domeniile care le aleg? Toate domeniile. În toate domeniile. Avem și curs de bijutier la formare profesională, avem și acolo. Ce se întâmplă? Ei au o manualitate extrem de dezvoltată. Sunt copii care s-au născut cu talent. Și noi nu facem decât să-i ajutăm să-și pună în valoare talentul pe care l-a dat Dumnezeu. Cum promovați toate aceste avantaje pe care chiar le are liceul UCECOM? Adică cum venim și promovăm toate aceste lucruri bune pe care le are liceul? Să știți că anual cheltuim pe publicitate foarte mulți bani, dar din păcate încă rezultatele nu sunt cele pe care ni le-am dorit. Și asta se întâmplă, v-am spus la începutul emisiunii, din păguboasa asta prejudecată că școala profesională e ceva de mâna a doua până la urmă. Poate ar trebui o campanie mai amplă făcută. O campanie națională ar trebui făcută la nivel nu pentru școlile UCECOM, pentru toate școlile profesionale. Și ar trebui organizate întâlniri cu angajatorii. Angajatorii, după părerea mea, sunt cel puțin la fel de importanți ca și școlile. Pentru că ei primesc pe acești tineri, ei formează, ei le dau un loc de muncă. Spuneți-mi că tot a început școala, câți tineri au venit spre dumneavoastră? Câți tineri au optat pentru acest liceu UCECOM? De fapt, suntem colegi, avem și școală profesională, și liceu, și școală post-liceală. Anul acesta, cifra
de școlarizare, undeva la 1300 de elevi avem în școală. Sunt mulți, sunt puțini? De sunt destui, dar nu de ajuns. Adică capacitatea noastră e undeva spre 2000. Spre 2000, deci ar mai fi loc. O, ar mai fi loc și dacă ar exista cerere, avem posibilitatea chiar să depășim și acest număr. Adică avem condițiile necesare să le asigurăm un proces educativ de bună calitate. Dacă ar fi să facem o comparație sau o balanță așa între ce a fost înainte de 89, când știu că aceste meserii erau foarte căutate și oamenii mergeau spre ele, aveau înclinație spre ele și își doreau să facă un asemenea liceu, și acum când lumea nu prea se înghesuie, ca să zic așa. Vedeți dumneavoastră, criza din 2008, criză mondială economică, a făcut ca angajatorii să nu mai aibă nevoie de forță de muncă. Numai că n-aveau nevoie, mai dădeau și afară. Ei, în clipa aceea, școlile profesionale n-au mai avut elevi. Odată cu revigorarea economiei, și asta s-a întâmplat undeva prin anii 2013-14, au început să apară solicitări de la angajatori, dar angajatorii la rândul lor au conștientizat faptul că trebuie să se implice și financiar. Nu numai să asigure un loc de practică unui copil, să-l ajute pe acel copil și din punct de vedere material. Au conștientizat lucrul ăsta și s-au conformat. Deci angajatorii acum dau bani. Și alte avantaje. Decontează transportul, asigură cazare, asigură masă copiilor. Deci sunt lucruri foarte bune care se întâmplă. Din păcate, vorba dumneavoastră, prea puțin mediatizate. Prea puțin mediatizate, într-adevăr. Spuneți-mi care sunt meseriile cele mai căutate? Pe domeniul estetică, coafor, frizer. Există și o explicație. Acești tineri, odată ce absolvă școala, nu trebuie neapărat să se angajeze de la cineva. Își pot deschide propriul cabinet de coafură. Propriul salon, sigur. Și e valabil cam pentru toate meseriile care le avem. Doi mecanici pot deschide un atelier de mecanică. Bine, că acum există așa în mentalitatea noastră a tuturor, toată lumea vrea să fie șef sau patron. Da. Capitalismul ăsta ne-a cam luat, ne-a cam luat de coarde, ca să zic așa. Da, însă viața le repune acolo unde le e loc fiecare. Domnule Zorzini, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom urmări un material. Colegii mei au fost chiar la școală, la dumneavoastră. Vedem materialul, pauza și revenim, dragi prieteni. Nu schimbați canalul. După publicitate, vă invităm să descoperiți concret cum se prezintă învățământul profesional. Într-un material realizat la cea mai prestigioasă unitate de învățământ, Colegiul UCECOM Spiru Haret, vedeți ce spun profesorii, elevii, dar și angajatorii despre această formă de învățământ. Discuțiile continuă apoi în platoul nostru și aflăm ce rol joacă angajatorii și instituțiile statului în pregătirea noii generații profesionale din România. Revenim imediat! Bijutier, bucătar, asistent medical, optician sau mecanic auto sunt doar câteva dintre meseriile căutate din ce în ce mai mult pe piața muncii. Tinerii absolvenți de gimnaziu sau liceu au oportunitatea de a se înscrie în învățământul tehnic și profesional, câștigând astfel experiența necesară meseriei alese, dar și un loc de muncă stabil, asigurat încă din timpul practicii. O instituție performantă pentru care tinerii pot opta este Colegiul UCECOM Spiru Haret, o școală ce oferă specializări în învățământul liceal tehnic, în formarea profesională sau cursuri post-liceale de calificare. Încercăm și eu și colegii mei să îi facem să se simtă cât mai bine la noi în școală, să-și petreacă acești 3 ani într-un mod cât mai și plăcut, dar și instructiv pentru ei, ca la finalizarea cursurilor să se poată încadra cât mai repede într-un loc de muncă. Unii mergând apoi la o școală post-liceală, tot la noi de asemenea, există această posibilitate și alții, de ce să nu o spunem, urmând să facă o facultate, așa cum s-a întâmplat cu mulți elevi de-ai noștri care
ulterior au mers la Politehnică sau în alte facultăți. Toți elevii care termină clasa 8-a, noi îi așteptăm și nu numai noi, sunt așteptați într-o mulțime de școli profesionale și licee. Sigur, eu le-aș recomanda școala profesională, pentru că le permite ca la absolvirea celor 3 ani să poată să lucreze, să aibă bănuții lor, ca să spunem așa, și să le fie și mai ușor părinților după absolvirea școlii. Mesajul ar fi următorul. Rămâneți băieți și tineri în România, pentru că este țara voastră și e păcat să nu fiți voi viitorul acestei țări. Cei care aleg liceul la zi sau la seral trebuie să parcurgă 4 ani de studiu. Orele de școală profesională însumează 3 ani, iar cursurile de calificare post-liceale au o durată variabilă în funcție de meserie. Oferta educațională este una pe cât se poate de variată, iar fiecare specializare este acreditată de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. După finalizarea studiilor, absolvenții primesc un certificat care le atestă calificările, fiindu-le recunoscute performanțele la nivel național. Am discutat astăzi, se numește trasarea. După cum colegii voștri mai mari știu aceste lucruri, iar cei mai mici le află, pentru trasare avem nevoie de câteva scule care se regăsesc pe bancurile voastre de lucru, acestea fiind actul de trasat. Atelierele, laboratoarele și cabinetele de studiu sunt dotate corespunzător pentru desfășurarea optimă a activităților practice specifice fiecărei specializări. Elevii beneficiază așadar de o bună pregătire practică pe lângă cea teoretică. Aici găsim o mașină cu motorul de 1 litru pe benzină în 3 cilindri, EcoBoost, și vă vom prezenta ce se află sub capot. Numeroși candidați sunt atrași de mecanica auto. Dorința de a profesa în acest domeniu vine din pasiunea tinerilor pentru automobile, dar la fel de importantă este posibilitatea de a câștiga lunar sume considerabile de bani din practicarea acestei meserii. Cum mai aflat de cursurile acestea? De la un prieten care este pe frizerie, mi-a spus că are și mecanică. Mi-a plăcut foarte mult mecanica de mic și am zis să vin pe mecanică aici. Vreau să prind experiență într-un serviciu, după aia poate pe parcurs să-mi deschid eu ceva. Se câștigă foarte bine, o muncă și curată și dezordonată în același timp, dar frumoasă, dacă faci din pasiune. În domeniul serviciilor sunt căutate cursurile de calificare în meseria de ospătar, bucătar sau tehnician în gastronomie. Sosul beșamel din făină, da? Ce mai pui la sosul beșamel? Făină, pesnet, condimente. Da? Așa, ca să nu mai faci prin făină, pe smet, îl faci direct acolo. Da? Bun. Elevii acestor specializări gătesc nu numai pentru colegi, ci sunt școliți în restaurantele de prestigiu cu care Colegiul UCECOM are parteneriate active. Tinerii beneficiază de îndrumare din partea profesioniștilor, practicând meseria sub atenta supraveghere a acestora. Ce chifteluțe ai aici? Din care de porc sau de vită? De vită. De vită, da? Da. Bun. Ai tocat? Carnea? Da. Am pus făină. Făină, da. Mărar. Da. Ouă și... Pătrunjel ai pus? Da. Așa. Da. Suflet ai pus? Da. Ai pus și suflet. Deci ai pus și suflet, da? Meseria de bucătar presupune atât cunoștințe tehnice temeinice, cât și o pregătire continuă, răbdare și multă muncă. Calea către succes ține de parcurgerea tuturor etapelor de practică, începând cu ucenicia și cu activitățile de bază dintr-o bucătărie. Învață ABC-ul. De exemplu, la teorie învață metodele de preparare. La practică, da? Aplică ce au învățat în teorie. Cum se taie zarzavaturile, cum se porționează carnea, combinațiile, cum se gramajele. Aici învață partea practică. Ei trebuie să învețe de la început până la sfârșit toate procesele tehnologice. La noi, în afară de partea practică în bucătărie, v-am spus că sunt și cursuri, au și teorie, în care învață compoziția alimentelor și toate cele care ducă. Nu poți să vii dintr-o dată bucătar. Trebuie să treci întâi pe la tocat de ceapă, tocat de morcovi, tocat de cartofi, partea
esențială. Și apoi treci la producerea preparatului de bază. Secretele culinare nu mai sunt deloc străine pentru elevii colegiului UCECOM. Sunt deschiși către noile tendințe gastronomice, sunt încântați de ceea ce practică și au siguranța unui loc de muncă. Încă din timpul studiilor, tinerii de nici 16 ani sunt recrutați de către angajatori. Îmi place foarte mult, e o meserie bună și bănoasă. Părinții mei m-au îndrumat pe această cale. Împreună cu domnul Negu am fost și la anumite evenimente culinare. Am făcut practic aici, la școală, la liceu, și la anumite hoteluri și restaurante. Bucătăria e totul. Am aflat de mult de acest liceu, știam ce specializări are și printre toate am ales această meserie. Mi s-a părut cea mai bună, un venit bun, o școală super bună. Îmi place bucătăria italiană, am fost din prima acolo și am ales-o. Ea e drumul meu, ca să zic așa, în bucătărie. Urmează să continui liceul, să dau bacul, să iau bacul și după să profesez în această meserie, să ajung cât mai departe, cât mai sus. Desființarea unui număr mare de școli profesionale și impunerea transformării acestora în licee tehnologice a dus către o criză a locurilor de muncă în domeniul serviciilor, motiv pentru care din ce în ce mai mulți români au căutat să profeseze în străinătate. În ultimii ani, agenții economici și-au arătat interesul pentru recrutarea tinerilor înscriși în învățământul profesional, așadar instituții precum Colegiul UCECOM Spiru Haret au dezvoltat strategii de colaborare care să mențină vie integrarea tinerilor absolvenți pe piața muncii. Chiar și afacerile mici sprijină elevii, antreprenorii cunoscând determinarea și interesul tinerilor pentru meseria aleasă. Mario Dobrică, elev al Colegiului UCECOM, are o astfel de experiență. L-am cunoscut la liceul UCECOM, am fost special până acolo. Aveam nevoie de elevi aici în salon când am deschis. Eu am fost la rândul meu elevă, am făcut UCECOM-ul, am lucrat la început, na, 2 ani de zile ca elev în salonul în care am început și am fost în UCECOM. El a venit la mine și a zis, eu vreau să vin la noastră. A venit, am început și de un an jumate am avut continuitate cu acest băiat. E un copil bun care învață, că asta mi-a plăcut, învață bine la școală și învață și aici în salon ceea ce îi spun imediat, absorbe informația. El îmbină și școala și face aici practică în salon. E puțin greu pentru ei ca copii, dar altfel nu se poate. Dacă nu faci practică într-un salon, nu poți să înveți, nu poți doar să faci o practică în școală. Trebuie neapărat să lucrezi la scaun ca să dai drumul la mână. De când sunt în meseria asta, am avut mai mulți elevi. Totul nu contează că e de etnie romă sau că este român. Totul este de educația de acasă, de educația din școală, automat și profesorii. Clar, el va rămâne aici, eu sper să rămână cu mine, alegerea lui. Eu l-am pregătit, tot timpul i-am spus că o să fiu lângă el și o să rămânem prieteni și dacă va lucra în alt salon, mă poate suna și o să-l ajut. El va fi un stilist bun, vorba lui taică-miu. Vă dați seama, dacă de la 15 ani să începi și să ai tehnica asta de a lucra cu fenul și cu peria. Eu i-am spus că trebuie să facă și o facultate, el e de acord și vrea să o facă. Rămâne la scaun, el va avea tot timpul jobul asigurat. Mario visează să ajungă un stilist celebru și să-și înființeze propria academie pentru a oferi și altora șansa de a deprinde tainele meseriei. Am ales să mă duc la această școală din propria inițiativă, nu m-a îndrumat absolut nimeni. Părinții te-au sprijinit? Da. Această școală m-a inspirat. Am ales școala profesională fiindcă ne trebuie o diplomă la mână. Este o durată mai mică, într-adevăr, dar cu foarte multe facilități. Dimineață mă duc la liceu, iar după amiază sunt aici. În orele de teorie, care le fac după amiaza, sunt dimineața aici, după amiaza acolo. Am pornit-o de jos, măturând.
intervenim la scafă, niciodată nu putem să ajungem hersliși peste noapte fără a da comătură și a spăla la cap. Primul lucru ăsta este spălatul la cap și apoi pe parcurs ce se întâmplă mai departe. Tuns, vopsit, coafat. M-au îndrumat foarte bine, de asta sunt și aici astăzi și mulțumesc foarte mult doamnei Claudia că mă susține și m-a susținut în tot ceea ce am făcut. Visez să ajung un hairstylist devotat, bun. Vreau să mai departe să fac o școală pentru hairstyling ca să pot să învăț ceilalți copii care au oportunitatea și care își doresc acest lucru să profeseze în meseria aceasta. Mario are deja propria clientelă formată din oameni mulțumiți de serviciile sale și care apelează la el cu regularitate. Este tratat ca un profesionist, mai ales pentru că, prin talentul, îndemânarea și entuziasmul său, se ridică la standardele și exigențele clienților. Colegii apreciază munca, atitudinea pozitivă, dorința de a se perfecționa, pasiunea pentru domeniul în care profesează, precum și seriozitatea de care dă dovadă. E un băiat excepțional, e muncitor, învață foarte repede, este un copil serios. Ne bucurăm că sunt asemenea copii care vor într-adevăr să învețe și muncește foarte mult. Sperăm în curând, peste un an, doi, să-l avem coleg. Chiar are talent, chiar lucrează foarte bine. Clienții sunt mulțumiți? Da. Face o atmosferă nemaipomenită. Da, într-adevăr, este un copil superb. Eu sunt din promoția 93-95, am terminat școala post-liceală UCCOM, cosmetică, cursul de cosmetică, care a durat 2 ani de zile. Vreau să subliniez faptul că nu există nicio școală particulară care să pregătească meseriași, cosmeticieni, coafori și așa mai departe atât de bine și cu atât mai mult, să știți că sunt recunoscute și în afara României, sunt foarte bine cotate, având în vedere că eu cu o diplomă din 95 am reușit în străinătate, nu știu câte școli sunt în România și în străinătate care să fie acceptate și să fie echivalate în alte țări de știința medicilor, care clar este o instituție de stat. La numai 17 ani, Mario poate demonstra tuturor faptul că a devenit un adult responsabil. Părinții l-au educat cu mult respect pentru muncă, iar în prezent tânărul își îndeamnă prietenii să se țină de carte și să-și facă o carieră din pasiunile lor. Să meargă mai departe, să aibă o meserie bazată. Această meserie este una frumoasă, inspiră artă, este și o meserie bănoasă, într-adevăr. Iarăși, le spun să-și profeseze cursurile mai departe, să nu-și lase școala niciodată, că vorba aceea, dacă n-ai carte, n-ai parte. Să facă o facultate, că n-ar fi rău, să profeseze mult, mult, ca să ajungă undeva. Am învățat foarte multe și îmi vor folosi pe viitor aceste lucruri. În prezent, aproximativ 1400 de elevi studiază la Colegiul UCCOM Spiru Haret. Toate cele peste 50 de specializări profesionale din cadrul instituției le asigură elevilor o calificare, o instruire practică de calitate, dar și o deschidere către numărul tot mai mare de angajatori aflați în căutarea unor tineri dedicați meseriei lor. Am revenit, dragi prieteni, așadar am văzut materialul. Alături de mine, așa cum am spus la începutul emisiunii, este domnul Gabriel Zorzini, directorul liceului UCCOM Spiru Haret. Am văzut materialul de la școala, de la liceul UCCOM. Iată că aveți și elevi care lucrează, fac practică, aveți și cadre de, cum se zice, profesori de specialitate care sunt antrenați în chestia asta. Spuneți-mi ce ingrediente mai lipsesc astfel încât liceul UCCOM să fie la standardul la care era odată, pentru că... O întrebare grea, un răspuns pertinent ar trebui să nu-l dau numai eu.
ar trebui o conlucrare între, vă spuneam, angajatori, Ministerul Educației, inspectoratele școlare. Ministerul Educației ar trebui să se implice mai mult. Primăriile. Sigur. Dar în primul și în primul rând părinții. Mentalitatea părinților. Această mentalitate că copilul meu nu e de școală profesională. Vedeți dumneavoastră, la liceu, din păcate, și acum, cu media 2 la testarea națională, îl duc la liceu și îl duce la liceu. E cum să-l faci tu pe copilul ăla în 4 ani de zile de la 2 să ajungă cel puțin la 6 ca să ia bacalaureatul, că promovezi? E o chestie, se întâmplă o chestie foarte ciudată. Cunosc atâția absolvenți de bacalaureat care nu știu să scrie limba română, în limba română. Nu, luat bacalaureatul, absolvenți de liceu. Și cu bacalaureatul, și cu, credeți-mă. Cu doctorate ați întâlnit? Da, da. Foarte mulți. Da, din păcate, da, îi există. Îi vedem peste da, tot, nu? Da, da. Vedem. Există chestia asta, adică nu mai există acea pregătire adevărată pe care trebuie să o aibă un copil, cum era înainte, da? Nu care e vina să... copiilor, e vina societății. Societății, clar. Deci societatea trebuie să facă un efort susținut și conjugat pentru a revitaliza economia. Că, de fapt, aceste școli profesionale pentru ce ar exista? Așa doar ca să existe. Exact. Nu? De amorul artei? Nu. Ele au o finalitate, au un scop. Să pregătească forță de muncă calificată. Bun, și acum, pentru că mai avem foarte puține minute, domnule Zorzini, spuneți-ne concret. Deci, dacă cineva, acum ne-ați spus, se poate înscrie din nou, da, și dacă are 24-20 până în 26 de ani, corect, se poate înscrie la liceul UCECOM. Care sunt actele? La școala profesională. La școala profesională. Dar ce acte are nevoie sau ce trebuie? Foaia să... matriculă de 8 clase sau diploma de liceu sau diploma de facultate, copii. Da, corect. Copii, certificat de naștere și carte de identitate. Și carte de identitate, informațiile le poate găsi și la liceu, la dumneavoastră, sigur, nu? La, și la... pe site-ul școlii. Și pe site-ul școlii. Cele două telefoane, fax, avem. Ca să poată să-și ia informația. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și astăzi și vă mai așteptăm aici cu noutăți la noi la emisiune. Noi susținem cumva, să știți, printre puținii. Asta e, suntem, facem, da, și noi un pas acolo. Și succes vă doresc. Mulțumesc. Și la cât mai mulți elevi. Împreună. Împreună am putea face, da, lucrul acesta. Vă mulțumesc foarte mult, dragi prieteni. Ne vedem săptămâna viitoare tot aici la emisiunea Din Viața Romilor. Până atunci, toate cele bune, te avem, Bahtale Romale. La revedere. Rămâneți alături de noi. Pe final de emisiune aveți întâlnire cu artiști îndrăgiți și piese de excepție. Revenim în câteva momente.
facă cu pena.